Astăzi o să vă arăt anumite exerciții care sunt complexe, adică două mișcări simultane și mai mult. Ne ajută un pic la coordonare și un pic mișcarea totală a totului corpului. Cum lucrăm? Primul exercițiu, depărtat, brațele relaxate. O să lucrez brațul opus piciorului. Piciorul stâng, brațul drept, de asemenea opus. Las balansul și doar mișcare simplă. Nu încordez picioarele, mi-e important doar să trag vârful. Făcând acest lucru, încordez piciorul suficient și simt că lucrează. Mișcarea de coordonare, simplă, menținând spatele drept. Și încă o dată. Picioarele trebuie să fie foarte întinse, ușor flexate. Cu ce diferă ușor? Cu cât ridic mai mult, cu cât mi-e mai bine. Repet, nu trebuie dus spre interior foarte mult, că o să simțim un mic disconfort la nivelul abdomenului inferior. Doar ridic ușor, balansul mă interesează, abdomenul nu este încordat, e relaxat, dar el este activ în acest moment. Încă una. Ultima. Și relaxez. Depătez ușor picioarele. Brațele. Ușor. De aici. Trag. Inspir. Expir. Și încă o dată. Inspir. Și expir. Inspir. Trag piciorul. Expir. Inspir. Expir. Inspir. Expir. Lucrez brațele. Lucrez picioarele. Lucrez spatele. Inspir, expir, inspir, expir. Încă o dată. Inspir, expir, inspir, expir. Încă o dată, ușor. Coatele fiind sus, întind, lateral, și încă o dată, sus, și întind. Și fără minge o să simțiți un pic umerii, un exercițiu foarte bun, că ne ajută la tot corpul.